Eu mă numesc Gheorghe, vreau să-mi plăcut Cristian, mă aduc în cadrul companiei Double Case și... Astăzi vom discuta o temă foarte interesantă, în ultima perioadă. Deci, într-adevăr, traderii după o perioadă văd, sau astăzi chiar am auzit așa o frază, piața valutară e cam plictisitoare. Sau e, nu e așa de interesant, acolo e lent, în ultima săptămână piața de valutară a mers foarte așa. Ba e incertitudine, ba e clar, ba cu noutate, și nu a fost atât de atractivă pentru trader și traderii caută alte alternative. Asta ar fi ori răspunsuri, ori piața de mărfuri, piața de capital, criptovalută și așa mai departe. Evident că noi vom discuta de ce este mai aproape, piața de mărfuri. Toți traderii, este cineva care nu a deschis niciodată tranzacție piața de mărfuri? Toți, măcar au încercat, mai puțin, da? Au încercat măcar o dată să deschidă, măcar la analiza fundamentală, adică s-au stăruit să deschidă tranzacții. Noi am avut săptămâna acestea niște noutăți fundamentale foarte ternice, ce a spus într-o certitudine atât și piața de mărfuri, cât și piața valutară. Noi astăzi vom încerca să discutăm, nu tehnic, dar vom atinge subiectul tehnic, fundamental, care sunt factorii care influențează petrolul, natural gazul, aurul. Avem postulat o istorie selectivă și ce a schimbat mai departe, cum va influența factorul dat mai departe aceste instrumente, ce așteptări avem noi de la ele. Vom discuta toate subiecte pas cu pas, până vom ajunge la o analiză, spune, complexă pentru un viitor apropiat. Apropo, ce noutăți putem și-au fost săptămâna aceasta? Interesant. Hai să vedem. Ce în general e fundamental? Sau să uiți la știri, măcar coada ultimă. Știu că sunt mai puțin fundamental, tot mai mulți iubesc tehnică, parcă e mai simplu, parcă e mai aproape de trader tehnic. Apropo, și noi tot, practic, toți chiar managerii, mai mulți sunt tehnici, sunt chiar colegii noștri care 100% sunt tehnici. De ce? Fiindcă știm că analiza fundamentală, cred că asta cunoașteți, cine are mai multă experiență pe piață, tot timpul, chiar și noutățile care au fost pe euro, pe dolar american, este o noutate, este o lumânare puternică în jos, după care, într-o perioadă scurtă, se asimilează sau se, piața se întoarce la nivelul care a fost anterior. Adică noutatea asta e pe termen scurt. Toți cunosc despre asta, da? Dar oricum, trebuie să cunoaștem despre noutățile globale. Ce noutăți am avut săptămâna aceasta? Cum are ziua de petrol? Acum, da? Așa publicat. Cum a fost President Lagarde, așa. Jones Job Openings, Vogue Press Conference, la Canadian. Da. Nu, Canadian a fost acum la ora 5, a fost rata de referință, s-a modificat rata de referință. Nu. Nu, dar impactul a avut pe piață. Ca să cunoașteți, sunt toți la etapa practică, noi învățăm câteva tipuri de noutăți, da? Care sunt ele? Astea sunt noutățile care noi le putem în calendar economic ca niște știri la oră fixă, cum ar fi NFP-ul, rata de referință, rata șomajului, un discurs, da? Dar sunt noutățile politice, de alt tip, care influențează global. Adică nu sunt niște știri, noutăți care dau niște date macroeconomice, dar sunt niște noutăți cum a fost, de exemplu, întâlnirea lui Biden cu Trump. O influențează piața într-o oarecare măsură. Pe termenul, foarte corect. Am avut, da, într-adevăr, aveți dreptate, noutățile care sunt de calendar economic, dar am avut și alte tipuri de noutăți. De exemplu, în Germania a fost ales un nou cancelar. Asta a afectat într-o oarecare măsură euro, da? Deci, nu v-a dat întrebarea, ce se întâmplă cu cotațiile valutare în ultima perioadă? Acum euro se întărește. Tehnic avem și practic o figură de schimb acolo, un cap cum era inversat, dar a fost într-o perioadă de incertitudine după noutatea dată, după noutatea care a fost în anul trecut, o lunare puternică. Da. A fost o de incertitudine. De ce? E din cauza noutății date. Și traderul trebuie să cunoască, fiindcă noi avem două reguli la analiza fundamentală. Care sunt ele? Pentru ce nouă trebuie analiza fundamentală? Ce direcție? Analiza fundamentală foarte, foarte rar a schimbat direcția. A schimbat la nivel de crize economice. Adică asta schimbă direcția, da? Adică cum a fost COVID-19 și petrol, da? A schimbat strict și pe alte cotații. De regulă, analiza fundamentală nu are așa putere să schimbe direcția pieței. Ea schimbă într-o oarecare măsură pe termen scurt. Foarte scurt, câteva ore, o zi, două, trei, ori o certitudine. Depinde ce interval de timp referim. Dacă e time-friendly ideile, poate să influențeze pe termen scurt.
Păi ele, toate practic, da. 90%. Noutățile foarte puternice, la nivel doar de criză sau colapsuri totale sau război, ele pot influența sau schimba direcția de piață. De regulă asta se influență pe termen scurt. Noi azi vom atinge toate subiectele date, aceste noutăți globale, perioada mai lungă și perioada mai scurtă și cum noi să ne protejăm. Pentru că sunt două reguli care are traderul. Prima regulă este ca traderul să cunoască analiza fundamentală pentru a se asigura de careva pierderi. Adică, înainte analiza fundamentale sau înainte de noutăți, ce trebuie să faci? Asta e câtă teorie. Tranzacțiile profitabile să fie închise. Dacă nu este în profit, de exemplu, sunt traderi care au deschis bani, de exemplu, au uitat de noutate, au deschis bani pe petrol și acum știu să noutate la 530, așa-i? Ce facem în cazul dat? Piața, de exemplu, s-a deschis bani, dar piața a coborât în jos, tranzacția e în minus. Hai că e profit, e simplu, am închis-o, s-a impus stop loss pozitiv și îi dau pace. Deja am mergem pe varianta de lacăt. Mergem pe varianta de lacăt și, apropo, noi astăzi, împreună cu domnul Gheorghe, vom atinge subiectul lacătului, fiindcă anume la analiza fundamentală, traderii profită de lacăt și intră în lacăt pentru a suferi care va pierde. În cazul când, de exemplu, are un buy, piața este în minus, traderul uită de buy-ul dat, teoretic vorbind, și aici se asigură tot cu ordine amânare. În cazul când piața merge în direcția sa de buy, asta e tot de mediere și el deja este într-un profit, în cazul dacă se întoarce înapoi, asta este lacăt. Da? Și el este asigurat și iar mai departe deja așteaptă fluxul, fiindcă analiza fundamentală, tot timpul știți, dacă ați intrat într-un lacăt, la analiza fundamentală, mă refer la piața voluntară acum, ați intrat în lacăt, cel mai bine pentru trader din experiență, închideți călătorul și lăsați sau jumate de zi sau chiar o zi, a doua zi reveniți. Fiindcă el, analiza fundamentală, e contrat în acte și-o deschis el, el deja aici poate să stea până se calmează și deja începe merge tehnic mai departe în direcția inversă sau opusă, adică deja după trend. De regulă tot timpul, fiindcă și noi ca manager și ca trader tot avem așa situații, ați intrat în acte la noutate, nu încercați atunci, de exemplu, dacă să luiți pentru un profit, nu asta e, să luiți profit și coboară în jos și practic vrei să duci în sus, dar să chitsăm. Da? Trader de regulă așa fac. Și evident se întâmplă mai departe. El poate să crească, nu sunt cazuri, dar sunt foarte rare când el revine înapoi, dar de regulă se întâmplă că el continuă pe jos. Traderul iară, hai să-ți schide iară în lacăt, când poți să meargă în jos, poate mult. Și mărește lactul și afinal faci cum și spunește în sus. Și rămâne cu salul ăsta de jos. Și zice, aia e ca piața, e rău, e vinovată, noutatea, nu știu cine acolo. Adică sunt niște reguli care le vom vorbi și astăzi, ca să fie o claritate ce legat cum lucrează fundamental. Asta este prima situație, când traderul se asigură de careva pierde. De dorit, în primul rând este prima, asta este a doua regulă. Prima regulă este că înainte a unui noutăți, noi nu deschidem tranzacții. Mai ales că astăzi, cum a fost întâlnirea Biden cu Putin, este o noutate puternică care trebuie să iasă, noi așteptăm noutatea după care intrăm pe piață. Țin noi însă că noi vrem, noi toți suntem cu mine, des să facem un profil micuț acolo, măcar câteva puncte până la noutate, în multe cazuri asta nu se merge sau nu costă. Din ce cauză? Fiindcă piața de înainte de noutate, ce faci? Amorțire. Într-o amorțire. Deci, fiindcă asta e logic, toți așteaptă, toți stau pe, și așteaptă, depinde și de noutate. Dacă noutatea va avea un impact puternic sau este un summit sau o noutate puternic, va influența destul de bine. Fiindcă noi totuși am atins tema lacătului, aici nu este o greșeală foarte mare care fac traderii și anume, când intră deja în lacăt, de exemplu, la un buy aici, piața a mers împotriva lor, au deschis un sell, sellul respectiv a mers în profit, în profit, în profit, după care traderul ce face? El nu se oprește numai pe cotația dată, el mai deschide tranzacții pe altă cotație și respectiv mai ia un minus pe unde iar mai intră în lacăt și ce face în momentul dat? Sellul s-a dus în profit, dar am schimbat sellul și am schimbat o parte din volum, de exemplu 0.5, da? Și respectiv, iată așa mărește lacătul. Asta e o greșeală foarte mare care o fac anume traderii începători, fiindcă evident trebuie să eliberăm marjă, trebuie cumva să depozitul nostru trebuie să lucreze. Și respectiv asta este greșeală, fiindcă odată ce noi închidem una din tranzacții, noi mărim în puncte. Nouă ne spare că noi parcă din volum cumva ceva am făcut, am eliberat marjă, dar în puncte foarte mare, este foarte mare greșeală dată. Fiindcă deja pe viitor o să fie mult mai greu să ieșim din lacăt odată. Și atât deja atunci când traderii înțeleg că au făcut greșeală dată, încep să vină să fie la oficiu, domnul Cristian, domnul Gheorghe, haideți dați să vedem ce vreau să facem. Cumva, ce se face? Cine a avut vreo lacăt?
mare, numai 1, da? Multe lacte, da? Cum ați ieșit din el? Greu? Nu, prima ieșit. N-ați ieșit? Nu, e că 6 ani stoare. Dar sunt cât perioadă? Ce perioadă lacte de ați avut, ați ieșit din lacte? 6 luni. De ce? PSP? Nu, acum da. Sunt momente diferite. Folosirea corectă a lactului, e costă în primul rând și la nivel la trader, la nivel psihologic, cât de pregătit este traderul pentru lact. Mulți traderi folosesc lactul, noi vom atinge subiectul lactului, fiindcă mulți solicită lact, lacte. Dacă lactul pentru ce în general? Care e scopul lactului? Ca să traversezi mai bine perioada din acest lucru. În cazul când, de exemplu, aveți o tranzacție, da? Și se formează un triunghi sau o perioadă de incertitudine și nu aveți o claritate, atunci folosești lactul, deci aveți perfectă dreptate. Dar traderii folosesc lactul atunci când ei încearcă să tranzacționeze pe corecții, fac careva greșeli care din start ele sunt greșeli și ele ca să neutralizeze, de mai bine să promac, ca să nu iau minus. Când ar fi mult mai eficient, traderul să înțeleagă că el a greșit, îmi trage corecții, trebuie să iei un stop loss, un minus și meargă mai departe. Sunt traderi care le plac lactele. Eu, de exemplu, iubesc lactele, pentru că ele așa mă țin în tonus. Sunt traderi care sunt cu ștea trupul, mă numai. Eu închid în minus, închid acolo minus 200 dolari, 300, 500, 1000, nu contează, eu primă gândesc să fac înapoi. Dar numai nu lactele, te rog frumos, că eu sunt așa de tare, mă consum cu lactele. De ce-ți consumă cu lactele? Nu, în primul rând, în lacte este nevoie de răbdare. Nu, repede nu poți face. Lactul nu înseamnă că dacă ți-a dat în lacte, poftim? Mai ales dacă este lacte negativ. Cine a folosit vreodată lacte pozitiv, general? Și cum? Asta este o metodă și de ieșit de lactul negativ. Vom vorbi despre aspectul dat. Vom vorbi de greșelile care se fac în lacte, când intrăm în lacte, cum îl folosim, ca să fie o claritate. Fiindcă cel mai des traderi folosesc lactul nu pe piața valutară, fiindcă piața valutară nu este atât de volatilă și poate de avut răbdare. Să facă corecții mai adâncă și de imediat, de regulă lactele mai serioase sau mai grele sunt piața de mărfuri, piața de capital. Ok, dați începem cu piața de mărfuri să discutăm ce avem acum primul cel mai interesant instrument în ultima perioadă, Brent. Șvedeaiul, petrolul, într-adevăr, vom atinge un subiect dat. Cine tranzacționează pe prețul de petrol? Nu, 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 plasează, uită de tranzacția asta, plasează pe buy și sell. Și pe buy și da, pentru că asta este deja o mediere. De exemplu, dacă el merge în direcția dumneavoastră, ok, super, bine, mediați, minusul dat, indiferent, poate nu crească atât de mult, dar ajunge în punctul ăsta și închide pe anumite tranzacții, ce scoze, dacă merge să deja este la. Okay. Neapărat, trebuie să vă orientați și pe una și pe alta. Exact așa și la triunghi. Cel mai des trader trebuie să folosesc lactul atunci când se formează un trend lateral, o figură de schimb sau o figură de incertitudine. Fiindcă am întâlnit în tranzacție înainte să formeze figura asta sau lateralul ăsta și eu înainte nu putem să știu ca să fie așa o situație. Sau înainte de o noutate am deschis pe urmă o noutate în calendar economic. Și eu cumva vreau să repar greșeala dată. Dar nu încerc să fac, nu, poate și sunt traderi care folosesc pe corecții, deschid tranzacții sau vor să facă acolo tranzacții mai șmechi, așa și în final sunt volum mai mare și vede că duce împotriva lui, dă să intre în lacăt, să iasă de situația dată. Când ar fi mult mai eficient să iei, nu că e mai eficient, dar la nivel psihologic, fiindcă sunt traderi care au stat în lacăt, fiindcă chiar este cu greșeală, traderul nu știe cum să folosească lactul și folosește lactul când am uit, gata. Când gata, ți-o e ultima speranță, asta e lacăt, ți-o într-un lacăt. Gata, nici marj nu mai este într-un lacăt, da? Și atunci traderul într-un lacăt și el atunci, gata, el, lacătul este foarte mare și el atunci se blochează. În cazul dat, traderul se paralizează pe o perioadă, el este inactiv pe piață. Asta parcă nu nici rău că traderul nu este inactiv, adică nu deschide tranzacții, dar la situațiile de față care au fost, într-adevăr, traderul care nu tranzacționează o lună, două de zile, el când revine înapoi în piață, lui vine mult mai greu. Și uneori paralizarea asta sau perioada asta de inactivitate, mai bine uneori să merge trader, de exemplu, are un minus de 3.000 de dolari, de exemplu, luăm așa o cifră, da? Și el stă 2-3 luni de zile, 3 luni stă inactiv pe piață și nu deschide tranzacții pe care îl lacă și mai are
El în 3 luni de zile făcea banii dați, poate și mult mai mult, decât să te-am acordat. Uneori se simte o balansă, se merită să stau eu sau nu. Ok, vom mai discutați pe subiectul dat, dați începem în gări. Vede, dacă să luăm aici cu lagătul, asta e un pic și, spune așa, factorul psihologic, fiindcă cineva poate să intre în lagăr și să doarmă noaptea liniștită, dar cineva dacă intre în lagăr, deja are numai cușmare, dar nu poate să facă nimic. Evident, independență, fiecare trader, cum se dezvoltă, spunem așa, în domeniul de toți factorii dați. Deci, cum a spus colegul meu, da, tehnic, piața merge foarte bine, dar sunt foarte mulți traderi care, spunem așa, practic evită analiza fundamentală și anume își aduc aminte de noutățile date când deja a fluctuat piața și a luat un minus. Iată anume atunci traderul își aduce aminte de analiza fundamentală. De ce am hotărât să abordăm tema dată, fiindcă este o temă destul de importantă la care trebuie să tragem atenție. Ok, vom începe cu Petrolul, dar pentru iarăși o mică paranteză, ca să fie clar pentru trader, analiza fundamentală care vom discuta noi astăzi, vom lua de exemplu de leu nostru. Leu-ul nostru moldovenesc tehnic, el de mult sau foarte mult timp, el ce face? Ca valoare. Se devalorizează. Numai că sunt perioade sau sunt factori ăștia fundamentali, economici, naturali, politici, care în perioade scurte ies în interes. Și trebuie să înțelegem tot timpul că trendul, v-am spus, numai ceva excepțional poate schimbi situația trendului. Fiți așa și cu petrol. Noi avem un petrol ce trend? În ultima perioadă. Crescător. De ce el este un trend crescător? Care sunt factorii care împinge prețul la petrol să crească cererea? Sau revenirea după criză și creșterea constantă sau creșterea avansată, mai bine spus, a cererii pe piață și menținerea producerii la un nivel mic. De ce se întâmplă asta? De ce prețul atât de repede și-a revenit și atât de puternic la unui punct de maxim istoric? Au și un pășa să crească. De ce se întâmplă asta? Care sunt factori aceste fundamentale? Sau ce organizații noi cunoaștem care ne OPEC, da? Este cu OPEC. Da. Da. Ei trebuie să restituie cei ce au pierdut în criză. Asta e ceva normal. Din istorie, cei care urmăresc sau au ceva despre OPEC, foarte multe conflicte s-au dus pe interesul de a crește sau a cădea prețul, fiindcă OPEC este o organizație care ei tot timpul vor tinde ca prețul să fie mai sus. Asta e ceva normal, tot timpul se va duce și politica dată, fiindcă ei pot foarte simplu să coboare prețul. E normal doar pentru ei, de fapt nu e normal pentru oamenii piață. Pentru care, pentru ei asta este normal, dar este în primul rând în OPEC, sunt statele, sunt mai multe state, evident că sunt state care economia lor se bazează pe extragere de petrol. Care sunt statele date? Arabia, Emiratele, chiar Rusia, chiar și ce state? Venezuela. Da, sunt multe state care economia lor, Canada, da, se bazează pe extragere de petrol. Sunt state, cum ar fi China, care ei extrag petrol, dar rezervele lor interne nu le permit sau nu le astupă capacitățile lor de producere. China este țara care consumă cel mai mult petrol de pe glob. Sau, de fapt, consuma, și acum a ajuns la nivelul, da? Consuma în 2019. Dar statul dintre Americi, tot este un stat care importă foarte mult petrol. Pentru că ei mențin rezervele lor, steroids nu exportă atât de mult. Biden ce a spus acum în ultimul său discurs? Că vrea ca să oprească exportul de petrol. Pentru ce? Pentru că care e situația asta de a merge acum? Comore prețul la pompă, asta e tot. Cum a mers Biden? Cine cunoaște? Hai să vedem. Că aici a fost foarte interesant politica, s-o primit, s-o întâlnit doi factori. Factorul de, spunem așa, politic ar fi statul de a merge tot timpul, o ruptat împreună cu Japonia, împreună cu Europa, unele state din Europa, ca prețul să fie mic. Și ei au venit cu ce propuneri? Biden, ce propuneri au venit la Japonia și la China? Cine cunoaște? Ca să folosească rezervele sale interne. Ca să folosească rezerve, să iei un 30-50% din rezervele care le au de stat strategice, ca să folosească petrolul, ca să prețul să coboare jos, deja era prea scump. Și totodată a venit și factor. Avem aici Omicron, avem o puțină nouă de COVID. Ceea ce a dus la o cădere puternică pe piață, la o cădere destul de puternică, cât și au profitat. Acum, ce Biden, Japonia, au acceptat cererea dată, concret?
Au acceptat-o. Au acceptat-o, China nu acceptă. China nu dorește să ia de rezervă Nissan-e. Și evident că prețul a ajuns la un punct unde el deja face o pauză. Acum, OPEC-ul, ce noutate sau ce au ieșit pe 2 decembrie? Se reduc capacitatea, dar foarte puțin. Cât îți crească prețul? Trader-ul, în cazul dat, ce trebuie să folosească el? El trebuie să combine 60% tehnic, 40% fundamental. De ce considerăm? Pentru că noi dacă observăm în istorie, tehnic foarte bine nouă ni se arată când piața sau nu mai are putere să crească sau să scadă. De ce considerăm? Pentru că e clar lucru că deja ajungând la un preț foarte mare, cineva se revoltă, companiile se revoltă și evident noi toți traderi lucrăm cu contract futures, contracte de viitor. Și toți bazează pe contracte de viitor. Și companiile care au cumpărat din zonele date, deja companiile care cumpără de aici, ele deja nu pot să existe la nivel de concurență, pentru că asta e prea scump. Și evident că ei încep să devină la nivel politic în statele între Americii și alte state puternice, ele încep să se revolte sau să facă careva manifestări care să înceapă o cădere. Și pe asta nivel și tehnic și fundamental intervin careva factori. Evident sunt factori care noi evidem cum careva, adică statele Americii au ieșit Biden cu un discurs și a spus Trump foarte multe ori și cu discurs spunea că vom interveni, vom veni cu o declarație la directorul OPEC sau persoana care este în funcție de grad înalt pentru a mări rezerve de petrol ca prețul să coboare în jos. Pentru ce se face asta? Pentru că companiile petroliere se poate deschide tranzacții de cumpărare de la un nivel de mai jos. E clar acum? În momentul dat. Deci e fundamental. Ele uneori coincid. Numai evident, tulpina Omicron asta nu poate să coincide. Asta este un factor care e excepțional, o criză care anume apare în situația dată. Și a dus ca corecția care a fost petrol a fost mult mai mare decât s-a așteptat. Chiar după tehnic, după Fibonacci, după trend, toți au fost mult mai mari. Dar el în final nu a schimbat trend. Și aici e foarte important, traderul să înțeleagă că tehnic, eu trebuie să bazeze în plan principal, dar fundamental trebuie să folosesc pe perioadă scurtă să înțeleagă toată legătura aceasta, fiindcă în ultima perioadă foarte bine s-au reprezentat factorii dați fundamentali pe piața, mai ales piața petrolieră. Cine a profitat de mișcările date? Și cum? Interesant? Da, am intrat și informat atât de știu, pentru că am văzut că o spun mai jos decât a fost și am venit să o înseamnă pe umbra de... Care au fost factorii? Care au fost factorii, de exemplu, pentru mine primul factor a fost piața cu și întoarce, a fost obiect. Și anume... Că se întoarce înapoi la cum crește? Da. A fost obiect, ei nu au dat așa o speranță că ei luptă sau își doresc ca prețul să fie la un nivel minim. Clar, asta și mai este noutatea cu Omicron. A fost preluată foarte repede de către reporterul de opinie de specialiștilor, cu mine atât de... Periculoasă, nu se dezvoltă atât de puternic, dar și evident piața a început să stagneze tehnic. Evident, tot timpul piața este postulatul numărul 1, care ne învățăm de la 3 lecții de teorie. Prețul include tot. Adică toți factorii dat se includ deja în preț și noi se vede deja că piața este într-o incertitudine, dar oricum, fundamental, apar momente. Dată și într-adevăr, asta a fost, dacă Omicron într-adevăr era o turbină agresivă care se dezvolta la nivel puternic. Astăzi, de exemplu, Marea Britanie a ieșit cu noutate și iar vor să intre într-un lockdown și petrolul a zis că a făcut o căzătură foarte puternică. Asta temporar. Deci, evident că deja influența chiar să apară acum o nouă turbină foarte periculoasă de COVID la nivelul mondial, e n-a să influențează cum a fost în 2019, în 2020. Deci, fiind deja oameni de psihologic nu sunt pregătiți pentru deja pentru da, avem și vaccin, deja suntem un pic deja frică aceasta de panică, asta n-asta e fie, ce e așa atât de mare. Eu fost reprezentat piață de turile rământă în perioadă. Dar, evident, cum am spus, au început careva zvonuri, că nu este de periculoasă, chiar dacă Omicron dat, sau copina dată, atacă anticorpii de la persoanelor care au fost infectați de COVID și au și chiar vaccină, dar oricum deja spune că nu e atât de periculoasă și încetșor piața își revine. Acum, mai departe, încă ce noutate a fost compensat de petrol? Încă ce noutate? Am
Am avut chiar astăzi, am avut întâlnirea lui Biden. Uite, asta la nivel internațional tot este o situație nu atât de favorabilă pentru, de punct de vedere politic, fiindcă asta este un dezechilibru. Și va duce atât mai mult aici vom vorbi la natural gaz, fiindcă vom vorbi și declarații dat Biden și legat de natural gaz, dar oricum este un disbalans pe piață, unde piața un pic poate să intre într-o certitudine sau să fac o mică corecție. Dar oricum, asta tot noi trebuie să urmărim, fiindcă la nivel fundamental asta influențează, anume chiar și pe perioadă scurtă, mai mult sau mai puțin noi asta nu putem să știm, dar oricum formează un dezechilibru. Dacă să discutăm despre OPEC, da, evident că toate deciziile care le iau OPEC nu pot fi în favoarea lor. Evident, pot fi în favoarea tuturor statelor care fac parte din organizația dată. Și dacă să discutăm despre prețul petrolului, anume sunt mai mulți factori care influențează iar prețul pe petrolul la nivel internațional și întâi și întâi, da, evident, asta este OPEC-ul. În al doilea rând, asta este faptul că, evident, cu pian ce trece, creșterea petrolului se cere. Petrolul pe piață crește, cu, dacă absolut, anual, cel puțin 1%. Asta cel puțin, dacă să discutăm. Evident, faptul dat poate fi mai mult. Al treilea factor care poate să influențeze prețul pe piață, evident că asta este pandemia, care am simțit-o foarte tare cu toți, anul 2020-2021, ați văzut-o chiar și acum recent cu un nou val. Dacă să discutăm și petrol, anume din gața de mărfuri, el este practic cel mai sensibil, anume la analiza fundamentală. Dacă aurul este în genere stabil, dar natural gaz, așa și așa, petrolul, mai știu că odată cu Omicron, s-a dus, da? În jos, toți am profitat în momentul dat. Evident, pandemia avea. Un factor care este tot, poate mai puțin important, dar el oricum este faptul că lumea tinde să treacă încet, încet spre transport electric. Adică, dacă eu nu mă greșesc, poate să ieșesc electric în 2050, deja în statele europene, tot ce ține de transport să fie electric. Electrizarea transportului. Evident, factorii dații sunt, noi nu trebuie să evităm. Evident că acum toți traderii, toți sunt concentrați, anume ce țin de factorul cu pandemia, este la momentul actual și anume sunt, ne oferă momente foarte profitabile de piață, foarte profitabile, aici nici nu se discută în momentul dat. Eu cred că dumneavoastră profitați de momentele date, cine nu, suntem atenți, că nu știm ce să avem în viitor și deja să fim pregătiți. Într-adevăr, cererea pe piață crește indiferent de situația care e cu automobile electrice, cu trendul care se dezvoltă de câțiva ani pe un mod sau pe o luptă împotriva poluării aerului, dar și tot trec pe energie regenerabilă, oricum cererea crește pe piață 1%-2%, dar ceea ce am vrut spun că în 2020 consumul de petrol, la nivel de cifră, eu nu al cunosc, era, de exemplu, la un nivel dat. Acum, nivelul de cerere pe piață este mult mai, cererea este mult mai mare. Oferta, asta este cererea. Consumul. La momentul actual, consumul este mult mai puțin. Adică, consumul mai puțin. Adică piața nu a revenit la punctul din 2020. Dar prețul este mai mare. Datorită cui? Datorită OPEC-ului. Adică acum că nu este revenirea la 100% piață. Încă sunt structuri, industrii care încă nu se dezvoltă la toate 100%. Dar prețul deja a depășit așteptările noastre. Și asta tot este un factor care e fundamental din cauza luptii sau OPEC-ul, luptă dată care duce pentru creșterea prețului, avem rezultatul care îl avem astăzi. Evident că nu trebuie să uităm de faptul că anul trecut, dacă țineți minte, petrolul, companiile de extragere a petrolului achitau $10 pentru baril, dacă nu mă greșesc, îi scoat să elibereze rezervele. Evident, atunci a fost un minus foarte mare pentru companiile date, fiindcă este dezavantajos să
stopăm extragerea de petrol, fiindcă pe urmă este foarte costisitor să le pornim înapoi. Evident, toate cheltuielile care s-au suportat anul trecut, ele acum trebuie restabilite înapoi. Deci așa avem creșterea dată. Respectiv, la noi, în special în Republica Moldova, foarte puține persoane știu de anumite factori, da, și dau vina pe conducere, că așa e, dar dacă vreau să cunoașteți, Republica Moldova este pe locul 3 după prețul la carburanță. Locul 3 la urmă, am înțeles. Mai sunt două state unde prețul la carburanță este mai ieftin ca la noi. Restul peste tot este mai scump, evident, și la noi, în Republica Moldova, nu poate să fie mai ieftin ca la ei. Da, evident. Aici, întrebări sunt la stația fundamentală. Acum vom vorbi la sfârșitul acestui curs, vom vorbi chiar proiector, vom vorbi tehnic, ce așteptări avem de la petrol. Fundamental, acum așteptăm din cauza că Biden a început să ducă o politică ca să mișoreze volumul de export de petrol mai puțin. Asta evident va duce la o ofertă mai mică pe piață, ceea ce va duce la creșterea prețului la petrol. Deci, în primul rând, de ce își face Biden acest punct? Fiindcă ei au declarat că vor să folosească din rezervele sale petrolul și poate cunoaște adânc și foarte mult au crescut prețurile la combustibil, la benzină și motorină. Și evident că acum Biden trebuie să vie cu măsură, ei stopează intern exportul de petrol ca să folosească rezervele sale, fiindcă sunt mult mai ieftine. Petrolul lor care îl trag intern e mai ieftin decât petrolul care îl aduc din alte state, din Europa sau din Sud-America. Și evident că asta duce la o creștere. Plus asta OPEC-ul oferă situația aceasta de neîncredere sau luptă împotriva scăderii prețului, chiar dacă ei duc și tot timpul spun că fiindcă asta e normal să fie cu populația sau să fie pentru populație prețul fie ieftin, dar ei din declarații care le fac sau mărimea creșterii petrolului nu este atât de mare care ar putea duce la ca petrolul să cadă jos. Fiindcă ei înțeleg consumul trebuie să crească și da, ei cresc extragerea de petrol, oferă o ofertă mai mare, dar nu într-atât de mare ca prețul să ducă, fiindcă cineva din analiști spuneau că a să ajungă prețul la 50 de dolari. N-a să ajungă prețul la 50 de dolari. El încă să crească, să ajungă chiar la 100, evident că nu în anul dat, dar la anul viitor. Plus asta, pandemie, nu, evident că vor mai apărea focare în diferite zone, dar ele nu vor mai avea impactul celălalt care a fost pandemia în 2020. Și evident, de acum încolo, deja noi ne orientăm la analize mai mult la tranzacția de cumpărare, pentru că avem un trend crescător puternic. Și apropo, țineți ce a fost la masterclass-ul care noi am vorbit de petrol? Spuneam că să fie o cădere. Țineți minte, vorbeam de o figură de schimb. Cine a fost atunci? Cine a fost? Dumneavoastră? Puțin a fost. Atunci vorbeam despre o cădere, și anume că asta a fost în luna octombrie, dacă mă greșesc, și că acum așteptăm deja întoarcerea înapoi în sus. Ok. Aici vom vorbi tehnic, fiindcă aici ne așteptăm și traderilor care de-abia încep tranzacționează, care e pe cont real. Aici sunt posibilități bune. De ce? Pentru a deschide tranzacții de cumpărare în perioadă lungă de timp. Pentru că cel care a cumpărat, de exemplu, a deschis buy de jos, și, de exemplu, a făcut o corecție, a închis buy aici jos, deja el dice buy, n-a să mai cumpere. Și trebuie de așteptat în sus. Chiar azi suntem cu un trader, fiindcă el de-abia începe impulsul acum și au avut tranzacții de baie deschise de la linia gâtului și a închis-o într-un profit. Da, e profit, e bravo, dar mai departe, acum piața face o corecție, va tinde mai departe baie. Dar deja de aici nu mai poți deschide tranzacții de cumpărare. Și s-a văzut foarte bine în corecția dată. Încă un lucru foarte important. Înainte să apară turbina de Omicron, primele căderi, erau niște căderi în felul următor, asta tot fundamental se întâmpla. Erau căderi, după care brusc o creștere și iară cădere. De ce se întâmpla factorul dat? După care a apărut Omicronul și a fost cădere de adevăr puternică jos. Dar în fundamental criza dată. Cum crezi? De ce se întâmpla economic așa? Pentru a nu crea panică. Și mai este un lucru. Sunt companii și tot timpul corecția, traderilor care spun corecția, fie că asta e corecție din daily, fie că asta e corecție la un impuls din daily, fie că corecție din cash 1 sau cash 4. De ce corecțiile sunt grele tranzacționale? Din cauza că toți vor să cumpere mai ieftin. Asta este un moment când puteți cumpăra mai ieftin. Da? Vă dați seama să fie că așa o dată, unde se poate cumpăra roșii sau ceva acolo, haine ieftin, da? Cum ar fi Black Friday, da? Și toți caută punctul ăsta. Numai că nimeni nu știe
care să fie punctul ăsta? Că e punctul ăsta sau că e punctul ăsta? Cumpăr de mesut. Sunt companii care au fonduri de milioane și lor nu le trebuie să prindă baie digi. Lor digi convenabil. Dar ei sunt între cu volum mare. Și piața făceau coborâri și spune că nu unii, da, piața poate coboare până la următorul nivel mai jos, dar nu unii convenabil de ce să cumpărăm. Și ei cumpără într-un volum mare și puneți piața în sus. Lor e indiferent, piața poate să coboare jos. Deja dacă ar fi posibilitatea să ne cumpere de aici un volum. Și formează mișcări acestea puternice în sus, corecțiile încetșor. Evident că corecțiile sau căderea dată era mai lentă, dar creșterile puternice erau. Ceea ce dea o informație că intrau sau erau cumpărări de volume mari a unor fonduri, companii care de rafinare petrolului. Dar în final, da, au venit omicronul care a dus, au provocat, să facă corecții mai adânc. Evident că acum companiile vor intra în tranzacții de cumpărare și vor profita de prețuri acestea joase. Că acum să puncte de intrare în bani, pe perioadă lungă, pe tranzacții de jumătate de an, tranzacții, nu, hai spune, nu putem știm ce se întâmplă în zi, dar tranzacții lungi de timp. Eu personal nu cunosc niciun trader, chiar și eu personal care a menținut tranzacții, pentru că noi toți am cumpărat de la 20, 20 ceva, 30. Astăzi eu nu cunosc niciun trader care a menținut tranzacția până astăzi. Acolo a fost o creștere frumoasă, după care a fost o cădere și noi practic toți am închis tranzacții de atunci. Dar așa mai deschis tranzacția, deja am cumpărat de la 40, de la 50, nimeni nu mai are nici. Da? Și că sunt punctele date, că noi ne bucurăm la un profit micuț și la moment, decât pe perspectivă la un profit mai mare. Deci aia, unele cazuri, traderii mei cunosc în mare parte, fiindcă este bine să folosești iarăși diversificarea dată și folosirea două depozite, de exemplu, unul depozit alăși pe perioadă lungă, unul depozit transfer pe perioadă scurtă, sunt niște momente care traderii ajută. Ok, noi pe asta nu putem acum spune cu dată. Mergem mai departe. Cu petrolul vom deschide acum graficile și vom vorbi tehnic. Ce ne așteptăm? Fundamental, suntem cu ochii pe situația cu Biden și politica lui care duce pentru Statele Unite și pentru micșorarea prețului la combustibil, când va influența petrolul. Noutatea văd că a ieșit deja la 530. Da. Nu a influențat. Și evident, suntem cu ochii pe OPEC, fiindcă ei vor ieși cu declarații practic tot timpul, așa, în decembrie, în luna ianuarie, ies cu declarații și vom vedea ce așteptări au ei. Și vom vorbi deja după, la sfârșitul masterclass-ului, tehnic, cum merge piața. Ok, mergem mai departe. Întrebitorul acum care avem sau la urmă? La urmă, să spunem. Ok, deci cred că petrolul noi terminăm, dar vreau să vă fac o singură întrebare. Unde a fost prima sondă de extragere a petrolului? România. România? Da, unde? Da, apoi. Da. Nu știu că dumneavoastră ați spus și să nu dumneavoastră. Domnul Victor. Domnul Victor, da. Da, să vedeți cine o primă în partea voastră, da. Ok, cred că o să mergem deja mai departe, da, după piața, după petrol, piața de mărfuri, cea de mărfuri. Da, vom vorbi despre gold acum, după care vom vorbi, lăsăm același tot la urmă, într-o alcază, toți practic au un tranzacție într-o alcază. În perioada asta, da. Toți spun că când e rece, ce trebuie să facă gazul? Să crească. Dar din istorie îl zice jos. Ce se întâmplă asta? Să ne ducem. Ok, vom discuta acuși, dar... Bine, haideți să mergem să mergem spre aur. Deci, în comparație cu petrolul, aurul este mai, nu că mai puțin influențat, dar este, spun așa, mai stabil la factorii fundamentali care apar pe piață. Și anume, eu aici aș dori să mă duc un pic în istorie. De ce? Pentru că toți ne cunoaștem despre standardul de aur care a fost până în anul 1973, tot știm să fără la dată, da? Ce presupunea eu? Statele puteau să aibă, să stabilez atâta valută în dependență de rezervele de aur care le-au ele. Da, deci standardul dat el a fost valabil și a început să încalce standardul dat, anume în primul război mondial, când statele care au inițiat război, în special Franța, ei au început să tapeze mai mult în valută, de ce? Fiindcă evident trebuiau să susțină înarmarea armatei, trebuiau bani. De aceea, deci, și pornește, spunem așa, termenul de inflație. Aici deja a început să apară inflația, încet, încet. Dar oricum, după ființarea războiului, standardul dat, el mai fost încă valabil, aproximativ 60 de ani, după care s-a desființat
definitiv. Respectiv, citisem chiar un articol, chiar aceeași criză din 2008 care a fost provocată, da, are undeva rădăcini, iată, din factorul dat al primului război mondial. Evident că noi și până în ziua de astăzi, da, poate undeva avem suferit din cauza factorului dat, a fost anulat standardul de aur. Dar avem ce avem. Ce ține de anul 2020, cred că toți știți creșterea acea, spun așa, frumoasă a aurului care au fost, noi chiar atunci o să spunem practic, o să putem să vedem cum a influențat aurul. Deci, de ce aurul se socoate ca instrument de refugiu? Pentru că este un produs rar. Și este rar? Raritatea lui dictează prețul. Acum și-o discutăm de raritate, eu aș vă spune. Exemplu și platinul tot e rar. Ce e mai rar ca aurul, dar el nu e. Acum și-o discutăm alte păreri. Haideți, fiți mai puțin un pic, nu vă temeți. Deci un aspect psihologic. Toată lumea dintotdeauna a fost această icoană după aur. Și din omenirea. Și probabil asta iarăși e o chestie care se explică. Toată lumea vrea aur. Să se sclipească, să se lucească. Da, da, da. Dacă să fim sincer, că 50% din tot aurul care se extrage, astea sunt bijuteriile care noi le putem, toți cu nevastră. Da, evident, cine nu știe ce am spune în țara care are cel mai mult bijuterii, asta este India, dacă n-ați știut. Anume atunci când este perioada anunților în India, este faptul că da, e cu bijuteriile. Deci, au impact și la nivelul pe piață toți. Și care, da, dar este sezonul de cerere de aur. Da, crește cerere de aur, respectiv și prețul tot influențează. Dacă să discutăm ce ține de valută, aurul, el a fost, mereu a fost stabil, nu a fost spus inflație, spunem așa. De ce? Noi s-a spus de raritate. Dacă să luăm, spre exemplu, la moment, să întrerupem extragerile de aur și luăm același cumplu, spre exemplu, resursele de aur care sunt la momentul actual nu o să ne ajungă pe 60 de ani înainte. Rezervul de cupru o să se epuizeze timp de 4 luni. Asta este un factor care citesc la fel, dacă mă găsesc pe investing, la citit. Da, deci nu putem să spunem că aurul este Este stabil. Suma sau tonajul de aur care este pe scoarța terestră, dar este instrument care nu se poate contrafăcut. El nu se poate făcut în laborator sau făcut în careva, nu știu, el este extrage în cur natural și atât. Da, artificial. El este instrument care nu este afectat de factorii externi, cum ar fi aia, nu se oxidează, el nu are careva contacte. Și evident, el a fost de timpuri folosit ca un instrument prețuos, un instrument care el are valoare. Evident că are și careva minusuri, ce legat de transport, ce legat de depozitare, ce legat de cumpărare și vânzare aurului. Pentru că nu e atât de ușor să duci să cumpere un aur, da? Sau să duci să schimbi, duci la magazin cu aur, dați ceva de aur. Cât, cum să măsori, cum să calculezi, da? Adică asta e un pic mai dificil, dar oricum, el este un instrument de refugiu și va fi în continuare, când erau ipoteze că Bitcoin-ul va înlocui aurul, eu sunt de părere că nu va putea înlocui niciodată. Este aurul instrument de refugiu, toți investitori, toți traderii, tind și anume în situații de criză, de ce anume fundamental și aurul, fiindcă noi cunoaștem cum a influențat sau cum toate crizele influențează aurul. Evident, când în situație de piața intro-dezvoltare, aurul este foarte slab sau este activ slab, da? Adică el nu este atât de volatil, el nu dă așa de bune posibilități. În situație de criză, războaie, conflicte militare, în situație chiar acum care a fost cu politic, da? Avem un conflict politic, situația care între Biden, Putin, Ucraina, NATO, da? Sunt niște momente care tot stau și de ce au multă perioadă tot stagnat. Pentru că asta este o incertitudine. Evident, cineva se gândește asta să fie la nivel de la nivel psihologic tot ce se întâmplă pe glob. Sau să fie într-adevăr ceva care se poate de cumpărat aur, fiindcă să fie o situație mai dificilă politic sau economic, de cumpărat aur. De ce aurul stagnează? Fiindcă mulți traderi au săl, cineva are și baie pe aur și noi nu înțelegem unde să ducă el.
De ce cauză? Fiindcă nu este o claritate. Dacă ar fi, de exemplu, nu, Doamne ferește, de o situație de război, da, ceva, evident că aur brusc a să crească preț, fiindcă toți investitori să înceapă procura aur. Dar nu este clar. Este la nivelul mult, mult psihologic, că asta e bazată în general piața financiară internațională, psihologie, pe diferite manipulări pe piață. Într-adevăr, asta e manipulare pe piață, ce se întâmplă cu natural gaz, ce se întâmplă pe gol, ce se întâmplă chiar și cu petrol. Fiindcă noi, ca noi traderi, noi ce facem? Noi speculăm, noi trebuie să recunoaștem asta. Noi suntem acele persoane care noi nu producem nimic. Noi speculăm și facem profit pe diferența de preț. Asta nu e de la aur, dar e interesul noi. Asta e realitate, da. La mintea de sub, ruscă. Eu tot timpul spune, când la toți le rău, vouă vii bine. Zic, nu e așa, nu ai dreptate, zic, nu, noi nu profităm sau noi nu putem influența că la, să fie rău la cineva. Noi profităm de situații care sunt globale și facem un profit cu diferența de preț. Dar fix așa ca noi, sunt companiile mari care ele sunt bazate pe profit. Și unii este profit, acolo este o luptă dură și sunt gata companiile să intervină la nivel și politic, că statul trebuie să aibă grijă de economia sa, de companiile sale. Și ei vin să intervină, ales Trump, ce exemplu era Trump, cât de bine el își apăra companiile sale prin diferite legi, prin diferite discursuri, care este tot de manipulări, la nivel psihologic. Și anume, aur este un instrument, un instrument de refugiu, unde toți fug atunci când este greu. Și toți așteaptă, sau el nu este atât de volatil în situații bune, dar în situații de criză, traderi profită de mișcări. Da, dacă să discutăm aurul, într-adevăr, el când avem spun așa, un impact fundamental pe piață, aurul este un instrument de refugiu pentru toți. Toți investitorii, deținătorii de companii, toți caută să investească în aur. De ce? Fiindcă nu, spunem așa, nu găsesc un instrument mai sigur. Nu, nu avem în ce să investim, dar aurul, dacă cineva poate a citit, nu știu, cel mai vechi artefact care a fost găsit, are din aur, are 6.000 de ani. Evident, dacă el timp 6.000 de ani nu a dispărut, în mai departe, în corul tot, sunt probabil că el dispare. Evident, ei și investesc în aur. Anume când anul trecut a început pandemia, anume Banca Americii a, spunem așa, a făcut o analiză, o prognoză a aurului și a spus că aurul până la sfârșit anul 2020 o să ajungă până la 2063 de dolari. Ea, practic, a numerit preț fix, acolo 2-3 dolari, care nu s-au greșit până la 2064-2065, a ajuns, anume prețul pentru aur. Momentul care, aurul acum noi, ca traderi, ce-mi transgresc pe aur? Chiar pe demo, mi se pare. E mai puțin așa atractiv, dacă se zice. Dar noi trebuie să cunoaștem din punct de vedere că anume aur este instrument și profitabil din punct de vedere și tehnic fundamental, anume când crizele să ne fie. Asta nu o mică. El evident că vreo câțiva ani, încă el nu a revenit la punctul care a fost în martie 2020, apropo, el încă mai de căzut, el a scoboare în jos și a stagnez într-o perioadă, într-un trend așa flăț, sau într-un trend descăscător, dar cu o unghie așa mai, nu atât de abrupt ca a început. Și evident că noi vom tranzacționa, dar pe perioade scurte, și peste vreo 5, 8, 10 ani, va veni o criză. Că mare parte noastră, ați fiți traderii, asta practic toți, ați fiți traderii. Nu puteți scăpa de domeniul dat, asta, cum și eu mă gândeam odată, ce să mă ocup, dar poți să te ocupi cu orice, dar trebuie cum să-l lăși. Este ceva interesant, tu ești la curent cu toate noutățile, și va veni timp, și chiar dacă n-ați fiți traderi, nu, eu cred că ați fiți traderi toți, vine o criză, situație de criză. Primul lucru care poți să-l faci, nu, duce, e cumpărat aur, că aurul poate cumpărat și solid, duce cumpărat fizic, l-ai pus acolo și știi că el, până la sfârșitul crizei, el a să fie dublu în preț. Adică al prins de la un nivel de jos, fundamental, cum au deschis tranzacții. Eu, ca trader, nu eram atât de experimentat atunci când a început criza și nu am profitat de mișcările date. Ceea ce eu acum să fie o criză, ar fi mult mai pregătit și ar putea folosi modalitățile date. Fiindcă spuneau traderii care manageri care aveau mai multă experiență, pregătește că criza, asta sunt niște posibilități enorme. Asta e așa, e o viteză de dezvoltare, asta e fizică situație cum la o plantă se dai înzecit îngrășăminte. Da? Ca viața traderului. Da? El timp de o jumătate de an sau an de zile de criză, poți facă cât face un trader timp de 5 ani de zile sau mai mult. Fiindcă acolo sunt mișcări foarte puternice, violente, violente, da? Și eu
nu aveam ca experiență așa o criză, nu cum poți să procesezi o criză, nu cum poți să iei căsătura asta puternică, acum nu se luptă nimeni cu asta, nu vine, intervine nimeni. Și că am văzut cum e criza asta și în final, pe viitor te pregătești, pentru că fix așa va influența fundamental și pe altă perioadă. Vor fi diferite, istoria se repetă. Și anume, e ca, trebuie să cunoașteți că, chiar și ca cetățen simplu, de ce noastră, având un capital, să nu vă diversificați capitalul noastră și când aura să fie un preț micut, să cumpărați acolo, cum se numește română? Așa e, zon. Da, da, da. Dar nu se cum e? Slither. Lego sau rom? Rom, se este. Da, rom. Când un trader se ocupă cu confecționare și el om, adică un om. Ce nu cumpărați omul ăsta de kilogram? Clasic. Un trader a venit la oficiu, dar a spus că eu vând aur, cine are voi. Era scumpăr. Ok, de ce nu e fundamental? Acum aurul este foarte, el e foarte, spunem ca în diferite utilaje, chiar da, sunt utilaje, de exemplu, tehnică, la automobili, care sunt afectate, spunem, niște, care sunt afectate la nivel micro, dar adică sensibile, și sunt care sunt afectate la un nivel mai mare. Aurul este un instrument care nu este sensibil deloc la fundamental. El fundamental, când este într-adevăr situații excepționale, el influențează. Pentru că omicronul nici nu l-a simțit prea. De exemplu, petrolul l-a simțit, piața valutară l-a simțit, dar goldul nu l-a simțit. Deci, el nu e atât de sensibil. Dar pe viitor, când vor fi, când piața vor reveni și va ajunge la un punct minim istoric, nu că este la un punct minim, atunci poate deja de intrat în tranzacție de cumpărare și de lăsat pe perioadă mai lungă de timp și de profitat de mișcări de dat. Citise chiar un articol, cineva din investitori spunea la fel că viitor poate posibil lumea să treacă înapoi la aur. De ce? Pentru că aurul este foarte stabil, anume ce ține de punct de a inflației. Dacă să discutăm, da, despre valuta care o avem, același leu londonez, același dolar, lira turcă, ce s-a întâmplat, dar respectiv foarte tare sunt influențați. Dacă să discutăm despre aur în comparație cu petrolul, aici respectiv este evident iarăși același factor psihologic. De ce? Fiindcă primul val de COVID când a fost, am avut pe petrol o scădere bruscă, pe aur am avut creștere. Acum când am avut a doilea val de COVID, iarăși, da, petrolul scădere, aurul deja gata, un pic mai stabil. Deja factorul psihologic, un pic, el se evită cu toleață. Da, oamenii s-au acomodat, spunem așa, deja la situația dată. Cineva nu crede, cineva se vaccinează și așa mai departe. Cum care a fost reacția Republica Moldova că a apărut o microferență? Ei, iară, ești iară, ei nu ne-a suturat de mână, da, toată lumea reacționat așa. Evident că nu sunt și o categorie de companii, au pus un pic de, fiindcă ei deja, noi spunem atunci când noi nu avem ce pierde, sau suntem vaccinați, sau ne simțim într-o siguranță, poți spune, ei, iarăși te scâteți ceva. Dar sunt companii care investesc milioane, miliarde într-un proiect ceva și evident când văd așa situație, ei se asigură, ei deja fac careva pași care niște au planul B, planul C, care evident pe piață simte asta. Dar noi evident ca oameni, toți cred că își părinții mei nu ei, iară, și mai fac, și mai asta, da? Și suntem cu asta, da? Și evident că influența este foarte micuță. Până la noi, Republica Moldova, ce țin de COVID, mai ales lumea foarte se dezamăgesc cu faptul că ne impune să vaccinăm, da? Și mai ales că noi ieșit, spunem așa, un sunet micuț că vor să anuleze ce scate de vaccinare și să fac altă, da, în genul de dobărât cu toți. Dacă să de aur și ținii, cred că atât o să mergem în parte. Da, mergem pe aur, este clar. Aici nu ne vom axa tare mult, fiindcă fundamental este el foarte greu de modificat. Dar fundamental vom merge pe global și vom vedea dacă lucrurile merg bine, politic, economic, aurul va coborî în jos, se poate orienta la tranzacții de vânzare, perioade medie și lungă de timp, fiindcă el va coborî în jos, fiindcă tot revine înapoi, dar de așteptat următoarea criză sau următorul eveniment nu poate fi, nu, de ce eu spun nu atât de târziu, 8-10 ani, poate fi mai devreme din simplu motiv. Statele n-au dezvoltate să luptă cu ce? Cu inflație, ce ne luptăm noi. Fenomenul de inflație în orice stat durează până la 3 ani de zile. Adică asta este un balon, un ciclu care el se înflă 3 ani de zile și pe care îl trebuie de luat o măsură. Rusia au acceptat, de exemplu, ei tot timpul ei acceptă, au acceptat inflația, de ce? Pentru că ei, am vorbit asta, mare parte, produsele care le exportă, le exportă, le exportă.
în ce valută? Dolar. În dolari. Vă dați seama, dumneavoastră primiți tot salarii în euro sau în dolari. Că astăzi, de exemplu, motorina e 20 de lei, da, dumneavoastră primiți 1000 de euro. Și e crește la 40 de lei, dar nu ați tot primit 1000 de euro. Dar și cum valutar totul, de exemplu, la 20 și o crește la 40. Adică aceeași valoare are, practic. De asta nu mă afectează că e 1000, că e 20, că e 40. Pentru că până acum 1000 de euro costau 20.000 de lei, acum costă 40.000 de lei. Și marina, motorina sunt scumpite. Nu, aduc mai mulți lei, da? mai mult acest număr, dar asta e egal cu zero. Pentru cei care primesc salarii în lei, adică asta afectează foarte mult. Deci Rusia a acceptat inflația și s-a devalorizat rubla rusească din cauza că ei înțeleg că asta e dureros, dar cât merge trec fenomenul dat, cât merge etapa de restabilire. Dar Statele Unite merge, Marea Britanie nu acceptă încă asta și să luptă băncile centrale, ați văzut, cu discursul, cu rată de referință, cu diferite metode de a lupta împotriva inflației, numai că asta e un fenomen care el e ca o rană care nu te duci la medicul să tratezi, dar încerci acasă să-i faci diferite tratamente, dar în final coace, în final doare și în final tot duci la operație și sau să faci ceva de genul dat. Adică ei nu tratează, ei trebuie doar de dus, de făcut intervenție. E ca fix așa și inflația, deci este un fenomen care el durează până la 3 ani din istorie, așa, dacă durează mai mult, după care evident că este o căzătură a pieței interne, dolarul american, lira sterlină și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă noi în Moldova. Ok. Mergem mai departe, mergem pe natural gaz, dați-vă vorbim despre el, pentru că el este cel mai mult în perioadă, traderi foarte activi lucrează pe el. Ce se întâmplă cu natural gaz? Ce a provocat căderea așa de puternic de gaz? Da, au dat drumul la conducta nouă, conducta Severnepătorii 2, o conductă care foarte greu s-a ajuns la anume la deschiderea acestei conducte. De ce cauze? Nu toți cunoaștem asta politic. De ce politic? Fiindcă am vorbit și la masterclass cu trecute. Conducta care vine de Rusia spre Europa și alimentează bună parte din Europa vine pe ce? În Ucraina. Evident, la nivelul Ucrainei este la conflicte, nu de astăzi, dar de ani de zile, de 2014 sau 2015, da? Sunt conflicte și evident Ucraina tot ca să nu se fie a mărit taxele pentru tranzit. Rusia achită sume enorme pentru că conducta lor trece prin teritoriul Ucrainei și evident că asta este o problemă care nu atât de mult afectează pe Rusia, dar oricum la nivel economic și politic afectează și ei au încercat și au construit o conductă pentru a alimenta partea de nord a Europei, Germania și mai departe. Și de ce acum foarte greu s-a dus la, anume la punctul de pornire, fiindcă Germania este conștientă și ea dorește gazul la Rusie, fiindcă Germania a dat o lege ca până în 2030, dacă nu mă greșesc, toate centralele nucleare, care să fie toate oprite, și să treacă la energie regenerabilă, adică eoliană, hidrocentrale sau pe gaz, termocentrale pe gaz. Gazul tot este un activ ieftin. Și evident că ei au nevoie de gazul, da? Asta e ceva normal, însă ei sunt într-o alianță cu Ucraina. Și nu pot direct să spui că Ucraina cere ajutor Germania, adică implicte, nu, de ce. Și aici s-a dus un conflict politic, dar în mare parte Germania își cerea așa, sau punctul final a fost când Biden foarte dur, sau Trump stătea foarte dur și legat de politica externă și spunea că dacă Rusia va porne această conductă, sunt ea început de făcută pe timpul Trump, vor pune sancțiuni foarte puternice. Și Biden, într-un final, a spus că ei, noi nu ne punem sancțiuni, și așa mai departe, dar Rusia deja nu mai afectează ca în 2000, când primele sancțiuni care au fost pus Rusiei, în 2000, cine cunoaște? Prima oară când a fost pus sancțiunile Rusiei, au fost afectate dur. De ce? Rusia nu era pregătită pentru sancțiuni. Acum Rusia, în mare parte, este pregătită. Fix cum am să apară cu tortile de COVID. Nu mi-a afectat așa. Adică ei nu afectează atât de mult. Deja au devenit și ea mai independentă. Și Biden a proclamat că el nu pune sancțiuni și permite. Și evident s-a deschis conducta dată. Evident, piața a fost atâta timp cât a fost incertitudine, ce a fost. A fost așa o chestie care nici nu știu cum să o numesc, că a fost foarte greu de lucrat cu ea. Ultima, cea mai interesantă a fost creșterea dată,
după care înapoi brusul dos, care traderii ce au deschis bifurcări erau un nivel puternic, asta nu e nimic, nu sunt în momente genul dat, mai ales că e fundamental, atunci a fost toată dat, fiindcă, dar iarăși, ce am folosit noi aici? Când s-a deschis, lacăt, săl, fiindcă natural gazul, ca activ, el va crește mai departe în preț, fiindcă este o cerere mare, problema natural gazul care este? Sezonalitate și una de cele mai mari probleme este transportul. El la nivel de extragere nu se extrage atât de greu, la nivel de, da, sezonalitate mai este, dar îi se găsesc alternative unde se poate folosi și în sezonul cald, dar transport. Este, n-ar poți transporta sau e mai greu să-l transporti în ploaie. El prin conduct cel mai bine transportă, cel mai ieftin și cel mai sigur, în mare parte. Deci transportul este greu. Și evident e ca să o construi careva conducte care vor alimenta o bună parte din Europa și evident el va crește mai departe, va crește preț, pentru că va găsi un el schimb posibil. Dar la momentul actual, fiindcă noi asta așteptam și în cantitatea asta masterclass-ul trecut, fiindcă cererea era o criză energetică, fix cum în Republica Moldova, era și în Europa, fiindcă rezervele interne s-au limitat, dar vrem sau nu vrem 26% din rezervele din natural gaz la Rusia și evident că o bună parte din Europa este alimentată de Rusia. Și vrem, vrem, este un jucător, fiindcă e foarte bine Gazpromul a manipulat cu un instrument de șantaj. Da, foarte, foarte bun, asta este un joker în mână la un jucător bun. Da. Care a foarte bine s-a jucat pe piață, dar evident atâta timp cât ei au putut la maxim să permite ca să ridice prețul, ei au profitat de asta. Evident, în actual era și conștient că odată ce îți pornești conducta dată, va fi o cădere brusc, fiindcă asta e normal. Vedeți, am venit un volum mare, o ofertă mare pe piață, cererea tot este mare, dar ea va stupa oferta dată. Acum, ce se va întâmpla? Din punct de vedere fundamental, paharele acestea se egalează, știți cum e ca la fizică, da? Apa se egalează, cum se numește fenomenul, da? Da, vasele comunicante. Ele se egalează. Da? Mai devreme, mai greu, mai încet se egalează, numai că noi așteptăm, avem nevoie încă de o cădere. A avut un impuls puternic, acum vom vorbi tehnic, vă rog, are de o creștere. Acum, la întâlnirea lui Biden cu Trump, din cauza Ucrainei, și dacă Rusia nu va lua toate armata, spunem, la putarul Ucrainei, unde poate nu recunoaște, nu este la noi acasă, ce vedem după noi. Păi ei atunci vor pune sancțiuni dure și economice și vor pune sancțiuni asupra Rusiei pentru ce legate. Și chiar a rugat Germania, fiindcă statele cu Germania au o legătură mai strânsă decât Germania cu Rusia, ca să pui sancțiuni și chiar să oprească conducta dată. Numai că, cât de rău ar fi Rusia ca stat, ei, de când sunt la nivel de exportator de material, de petrol, natural gaz și alte zăcăminte, ei au fost tot timpul corect și niciodată nu și-au permis, chiar dacă era un conflict, să oprească, noi credem că oprim gazul, da? Și să oprească. Ei, și Germania recunoaște asta, ei niciodată nu s-au permis ca să profite, eu fost tot timpul, dacă s-a făcut un contract pe atâția ani, ei au respectat contractele și au autoritate foarte bună pe piața europeană. Chiar dacă politic poate cuiva nu-i convine ceva, dar din timpuri, din Uniunea Sovietică, ei pe piață au fost corecți. Și asta spun toate statele europene, asta declară și spun că ei, într-adevăr, nu au călcat niciodată nicio regulă, ci legat de îndeplinirea normelor care au fost, da, poate politic, noi am avut careva certuri, dar numai nu ce legat de export. Și asta e foarte bine s-a pus, în alte state europene, chiar Statele Unite ale Americii, au călcat regula dată. Adică și-au permis spui că, ei, nu sunteți prieteni, de exemplu, gata, întrerupem contractul dat sau alianța dată. Ei nu și-au permis niciodată asta, ceea ce le-au dat o încredere foarte mare pe piață, adică și Germania o accepta, dar ți-a fi spus, e un partener de încredere, da, el poate nu-mi place de dânsul, da, asta și în business este tot timpul, nu-ți place de omul, da, dar tu faci bani cu dânsul, dar tu profiți unul de altul, ai nevoie unul de altul, da. Nu, nu este legat de partea tehnică de transport al gazului.
Eu nu pot, de exemplu, să... eu spun mâna foc. Că, în primul rând, n-am trăit în momentele date, dar din statistic ei au demonstrat o încredere, s-au dat cumva de încredere. Nu vorbesc cu Republica Moldova, fiindcă noi tot timpul am fost și acum e situația care este, e nu-i... E așa de urâtă și de mult s-a documentat aici că la Serbia s-a oferit caz cu 233 de dolari. Asta mai mult dacă 200 ceva de dolari. Da, prețul preferențial. Da, noului suferit dublu și așa mai departe. Aici sunt niște momente discutabile, dar de, și Republica Moldova nu consumă atât de mult gaz. Ca da, dar și-mi permis să-și îndalce contractul. Poate, sunt poate careva nuanțe. Eu aici am citit un articol Daci legat de un analitic german, care el spunea de că toate punctele date și din am aici, acolo erau care spune că... Posibil, aici eu nici nu pot să fac. De fapt, ei au onorat toate contractele pentru simplu motiv, pentru că e foarte greu să oprești gazul, să mai trează acolo. Dacă îl vrei să-l prinzi, mai bine prinzi ieftin decât să-l urmezi deloc. Asta este să reflectă și la petrol, de ce știu? Da, exact. Deci ei au fost corecți doar pentru că au fost constrânși de specificul matematică de pe care o vând sfinții. Posibil nu a fost asta, dar iarăși, în caz dacă, nu, iarăși, sunt polemici care, de, politica, de exemplu, politicii nu vor. Da, un chis, da, o scurie care va pierde, da, așa. Dar ei, de pe sunt la modul în care tu nu mai poți să dai drumul din nou la conducta respectivă. Deci, deci ei nu-și pot permite să oprească conducta. Chiar dacă gazul va fi 0 lei. Deci ei vor da cu 0 asta, asta și este și un punct slab la piața de mărfuri, anume la petrol și natural gaz. Nu poți închizi, de exemplu, robinetul, da? Dacă ar fi asta, nicio criză care a fost în 2020, n-ar trebui să fie. De exemplu, dacă toți producătorii de petrol aveau să închidă robinetul. Nu poți să închizi un robinet, deci sondele, în mare parte, sondele de petrol sunt bazate pe o metodă foarte simplă de extragere. Se găsesc bazinele acestea acvatice unde sunt de petrol, se injectează apă și petrolul ca o leie se ridică deasupra. Da? Și până, până acolo trebuie să fie presiunea, da? Până deja când începe a veni emulsia asta de cu apă și petrol, deja se înțelege că e s-a epuizat bazinul, da. Gazul, practic, e aceeași spație, numai că acolo e stratul de deasupra, este un pic altă tehnologie, dar tot e practic aceeași spație. Adică nu poți chiar așa să închizi robinetul și se declară că să oprești o sondă când o repornești, este mult mai costisitor ca să faci una nouă. Mai bine faci una nouă. Adică e închis, o faci una nouă, costă mai ieftin și mult mai productiv. Nu, da, evaporare. Da, de asta da. E poate nu trimite vaporul, dar nu da. Se duci până în conducte. Ei, prin conducte, da. Ei promit foarte mult, ei foarte mult au promis și în timpul războiului și după post, perioada postbelică. Dar nu pot, nu, ei nu pot cu ajutorul, cu ajutorul transportului da, terestru, naval, să alimenteze Europa cu petrol și natural gaz. Problema că ea livrează naval America și atunci nu poate ajunge în toate locurile de înfume pentru că, în primul rând, toate statele destul de așa mare. La nivelul Europei, Rusia livrează 50% de petrol. Deci, de asta, în nivelul Uniunii Europene și toate europeane, Rusia nu. Nu, eu nu spun cu informația, noi e interesant, în momentul care este informația că ei tot timpul au dus o politică de protejare a resurselor interne. Dacă Rusia tot timpul au dus o politică ei, având resurse, au exportat și s-a bazat economia lor, sub Statele Americii tot timpul au dus în casă și natural gazul, și petrolul. Natural gazul estimat pe 70 de ani aproximativ cu aceste rezerve sale, petrolul un pic mai mult. Ele tot sunt niște resurse care au limitate. Statele Americii tot timpul au dus o politică, ei au fost mai bine veniți ca să procure petrol să importe decât să exporte. Tot timpul balanța lor comercială ce legat de petrol era negativă. De ce? Fiindcă ei înțeleg că mai bine păstrează zicămintele lor și cumpără petrol mai ieftin. Deci ești tot timpul Statele Americii au fost inițiatorii unor conflicte în OPEC pentru ca prețul să fie mai micos. Ei tot timpul iau și japonești, și chinești, ca ei se lupte împotriva ca să prețul să fie mai micos. La ora
No, da. Aici, cum a spus, natural gazul, pentru că el e cu roldare, el se transportă naval mult mai ușor, mai mare parte e și mai mult transport naval, ceea ce e legat de natural gaz, el e greu, foarte greu de transport naval. De aceea, Rusia are niște avantaje foarte mari, ce își permite să ridice de mult prețul, fiindcă el știe că are, practic, din Europa are volumul cel mai mare de gaz. Și ei deja manipulează pe cum vor ei și își permit să ridice prețurile foarte puternic. Ok, avem pe grafic, da, spuneți. Avem pe grafic natural gazul, dar să vedem tehnic ce așteptări avem. Aici avem căzătura care a fost de la pornirea acestei conducte, dar să vedem mai multe timp. Așa și 4. Dar de ce este nevoie de o cădere? La nivel, iarăși, un nivel psihologic, piața nu poate să se întoarcă înapoi, oricum, este nevoie de natural gaz pe piață și o cantitate foarte mare, suntem în sezonul rece și piața mai are nevoie, eu sunt de părere dată, e după nivel, dacă noi ne vedem, mai are nevoie de o cădere. La momentul actual, dacă ești la străbatere în nivelul dat, aici traderii au început să deschidă tranzacții de vânzare, noi aici am făcut și un gap puternic, așteptăm o corecție, aici putem să folosim ori moving-ul, ori simplu Fibonacci, cel mai eficient asta e Fibonacci. Și aici este 61. El aici este. E fix în zonă. Da, nu, aici este nivel foarte puternic. Eu sunt tot timpul la nivel de trend, tot timpul după primul impuls, cel mai mare impuls, urmează o corecție mai micuță. De ce? Fiindcă scumpere tot sistem, sunt foarte prudenți, impuls, corecție, impuls cu corecție mai mare, impuls cu corecție mai mare, până deja se egalează pierderile, dar deja se schimbă trendul. De regulă, după primul impuls, corecție e cea mai micuță. Undeva e până la nivelul 236 sau 38. Adică aici așteptăm o corecție, pe mare parte, eu sunt părere că tehnic va acoperi găbuta. După care, deja aici ne orientăm iar la tranzacții de vânzare. Evident că sunt de părerea că conducta dată asta va influența pe perioada scurtă, medie de timp, adică ne orientăm încă la o cădere până nu vom vedea tehnic o figură de schimb. Atunci deja ne vom uita la tranzacții de cumpărare. Pentru că traderii au deschis tranzacții, ca nume punctul ISTA, aici era un triunghi tare frumos, așa, dați-mi așa. S-a dus frumos în sus. El a făcut, apropo, 70% din puncte. Numai că el s-a închis atunci a fost ziua recunoștinței statului de la mie și s-a închis piața mai devreme. Mă stau traderi, eu știu, dar ce s-a închis piața? Zic, dar oare de ce? Dar nu știu. Dar păi, ia uite, în calendar economic, da? Dați-mi neacă aici, da? Neacă pentru că nu-i văzut, da? Și el a străbătut în sus, a făcut sigur de testare și bani. A făcut 70% din baza lui. Numai că evident s-a închis piața la orele 8 și foarte puțin trader, eu tot n-am reușit să închid. Evident s-a deschis piața aici, am așteptat că poate cumva măcar a acoperit găbutat, nu l-a acoperit. Ce am făcut? Lași iar. Acum ce facem noi cu lași cu dat? Aici e întrebarea, cum noi folosim lași cu dat? Am deschis tranzacții de sell. Cum folosim lactul? În primul rând, vreau ca toți să înțelegeți, odată ce ați intrat în lactul. Tranzacția de buy, indiferent de deschisă. Buy. Și de sell. Se intră în lactul deja în situația când deja vedem cu direcția inversă, opusă. La tranzacția aceste două nu mai faci nimic. Le lăsat și automat take profit. Stop loss, linking. Linking. De ce? Fiindcă noi nu știm cum ne-a să duc. Noi deja înțelegem că mai mult prioritar e Excel, când va aplica mai... Cum am văzut? Când am văzut? L-a trebuit un nivelul ăsta aici. Ce era un nivel puternic. Înțelegi că tot ce ne transmează se termină. Și ce se întâmplă? Prima metodă și cea mai ușoară metodă de a ieși de lact, asta e metoda adăugării. Faci profit, să acoperi. Da. Exact așa pe buy traderii. Ei au mers pe buy, pe natural gaz, buy, până au oferit diferența de minusul dat. Adică aici, de exemplu, sunt $1000 minus, nu are importanță, o sumă oricare, de exemplu, $1000 minus, da? Traderul merge pe tranzacții de vânzare, o înțeles, e ca este o situație, am înțeles că el mai departe se răbace nivelul ei, da? Și merge mai departe pe săl. Eu deja aici, ordine mânate, săl,
Merg pe metoda, de exemplu, aici deja a fost un impuls mai puternic, am așteptat tot corecție, tot să înceapă corecție, nu mai fac corecție, nu mai deschid tranzacții de vânzare. Aștept iară corecția cât a scrie și iară tranzacții de vânzare. Fiindcă, cumulativ ele, pe final, a să-mi acopere minusul dat. Și în final, le pot să echipa tranzacțiile date și să iau profit. Sau pot, anume când, asta este prima metodă, metoda adăugări și aș scrie-o, sau pot să aștept deja figura de schimb și să merg tranzacții de vânzare, figură de schimb până să merg de ultimul sau figură de vârf dublu, închid țelurile care deschisă aleator și nu închid țelul dat. Acesta îl lăs. Chiar dacă văd să-mi faci apoi, închid țelul ăsta, iau un profit, mai am un țel, iau și minus, închid tranzacțiile și când se formează figură de schimb, deja eu încerc să schimb bani. La sălul dat, eu s-a închid aproape, când el s-a aproape convinsul. Sau când baiul meu a să fie profit și eu pot să închid sălul dat, adică liniștit, când știu că baiul este baiul profit, dacă pot să închid tot și să iei de piață. Metoda lactului este metodă foarte eficientă pentru tranzacționare, pentru tineri care au răbdare, știu că, nu, eu oricum asemenea situația asta, fiindcă mă ales piața voluntară, piața de mărfuri, istoria se repetă, piața tot așa. E mai dificil, de exemplu, este 500 de ce? Pentru că el, dacă e în sus, dezvantoarță, nu știu, așa e mai greu. Pe piața de mărfuri, da, practica asta e niciodată. Piața de mărfuri e altfel situația. Chiar și pe situația de petrol, chiar și pe aur. Odată, la o perioadă, e oricum faci care fac corecții mai adânci, care se poate fi folosite în favoarea noastră. Evident că lactul noi nu putem să-l discutăm, pentru că mulți traderi sunt Cristian sau altcineva, discutați, vă rog, de lactul la masterclass-uri. Noi nu putem într-o oră jumate, la toți, să dăm să vă formăm corect cum să folosesc lactul. Pentru că sunt multe cazuri când noi veniți la, nu cine mai participa la masterclass, veniți, luați strategii. Corect? Sunt mulți. Se dă o strategie, de exemplu. Se dă o strategie care are un scop anumit. Ori să facă loturi, ori să facă profituri, perioada scurtă, depinde de situație. Ori perioada lungă, de exemplu, șmoc. Cine a fost la șmoc? Da, e un instrument care se folosește perioada lungă în timp. E foarte interesant, puternic instrument. Dar sunt sigur că ați fost, dacă v-ați dus acasă, l-ați spus așa, cam așa au spus, cam așa, unde ați mai făcut notiță, unde ați fost atenți la tablă, fiindcă nu scăpați în momentul, da? Și în final, parcă am înțeles, dar parcă n-am înțeles. Și în final ar folosiți mai greșit sau ar folosiți incorrect. Și asta e uneori mereu ca când ai un instrument bun în mână, dar n-ar poți folosi, asta e două ori mai dăunător ca să l-ar folosiți de loc, de exemplu. Dar el mai tare încurcă. Deci anume șlac, tot este un instrument care el, un instrument puternic, care el asigură de risc, este o metodă de control a riscului, dar evident, e într-o oră jumate, nu se poate, lucru nu se poate, nu-i etic și primul rezultat final, el poate să fie împotriva traderilor. Deci la lecție, la masterclass, noi vedem care va elemente să înțelegeți la nivel general cum creează o lacă, dar evident că nu al puteți folosi de astră timp de o oră jumate sau folosiți piață și să încă fie profitabil și încă să știți să puneți corect. Deci aceea sunt lecțiile care deja individuale, care lucrează cu fiecare manager, sau lecțiile au fost înainte să formau profi-cursuri, acum nu se mai formează profi-cursuri. Ce înseamnă profi-curs? Tot sunt lecții individuale, numai că se adunau 45 persoane pentru un anumit indicator. Adică veneau 45 persoane și se discuta despre lacă. Acum deja fiecare manager lucrează cu trader safe, fiindcă așa s-a luat o decizie. Nu suntem așa niciodată decizie. Deci lactul. Prima regulă pe care dumneavoastră să o înțelegeți este că, în cazul când intrați în lacă, folosiți, lăsați tranzacțiile date. Sunt momente, fiindcă și eu, când am început să folosesc lactul, eu intram în lacă ca să pot dormi. Fiindcă eu am intrat în niște tranzacții care, iarăși, lăcomie, am vrut să fac repede și mult odată, am intrat cu volum mare și pe o cotație foarte volatilă, și am intrat cu volum mare și piața a dus în bani. Eu nu știam că să folosesc lactul, eu l-am folosit ca toți, traderii și toți, cel am deschis, el nu s-a dus niciun punct de profit, un buy, eu am deschis buy, eu nu știam că să folosesc lactul, manager n-aveam, fiindcă era... A fost necriță. Deci a sus, venea jos, eu ce gândeam buy-ul, el cobora jos, ce a sus, eu iarăși gândeam buy-ul, că deci era buy stop. Și tot mărim lactul, Eu am avut norocul că el viața a mers în sus cu 3-4 puncte, după care a făcut o figură, un V.
vârf dublu, sus o porecă jos și eu am așteptat, eu n-am zis niciun săl de frică ce avem, n-am zis niciun săl până jos. Eu am așteptat până am vrut să leși și am închis în plus $20 săl. Eu de frică. Evident că am făcut profituri, nu rău pe buyer, dar am mers foarte riscant, fiindcă cu fiecare impuls creștere, lactul meu se mărie. Evident că lactul nu poți să-l mărești, nu e până la nelimitat, doar ce dați gata. Deci aia sunt momente care eu le-am învățat din de lupte. Acum, de exemplu, persoanele care vin, eu le explic, este așa regulă, este așa și e mult mai ușor. Dar, evident, fiecare trader care a avut lacăt vreodată, el de partea atât de puternic piață, eu am trader care au avut lacăt pe petrol și au profitat din căderea dată și au ieșit din lacăt, au folosit lacăt pozitiv, au folosit alte metode. El acum petrolul e așa, ca crăsărit. El stă, el știe tot, deci fiindcă el a dormit cu cotația dată. El trăză dimineața petrolul, spurca noaptea petrolul, trăză la miezul nopții petrolul. Și el așa de bine știe acum petrolul, fiindcă el a ieșit din lacăt. El mai departe e gata, el e bun, instrumentul dat. Fiți așa cum sunt trader pe piața valutară. Oricum, noi fiecare ne adaptăm la o anumită piață. Ceva e mai lent, eu ești piața valutară. Ceva e mai așa iute, duci piața de capital sau pe piața de bărf. Depinde. Dar lactul este metodă nu de a intra atunci când gata, se o ultima speranță. Lactul este metodă corectă de folosit, care îi aduce avantajul foarte mare, îi aduce și profit. Ce este nu scopul ei să aducă profit, scopul ei ca dintr-un minus să-i fac pe zero sau să ies într-un profit. Aici este scopul ei. Și trebuie să folosiți corect, asta e foarte important. Când traderul folosește corect, el stă liniștit. El nu se teme niciodată că ce-a să facă piața sau unde a să ducă piața. El știe că stă în lacăt, el știe ce metode are, el știe pas cu pas cum se iasă, este foarte important. Întrebări? Chit în baiul, sunt șansele la doar să ajungă așa sus. Aici sus? Da, da. Nu, aici nu putem vorbi, dați stage-ul tot, dați trei de trei. Da, aici deja noi nu putem vorbi în ce perioadă el poate să ajungă sus, apoi la baiul noastră, dar evident că asta nu va dura o lună de zile. Asta va dura mai mult de o lună de zile. El va ajunge la un minim, el are un minim, avea că aici un nivel foarte puternic. Aici un nivel, și aici este nivel, adică punctele astea este nivel și scurt de puternic. Undeva pe aici, este 5.4 și ceva. Aproape de 4. 5, ne uitați ce vreau. 3, 7, 8, ceva de genul. Sau 30. Adică aici, pe jos. Adică aici este zonă puternică. Iar aici, azi mai coboare în jos, dar oricum el, undeva să oprească, să formeze un curs de schimb și mai departe pe bani. Sunt traderi care nu au răbdare. Eu, de exemplu, nu înțeleg. Eu înțeleg foarte bine. Traderi vor să facă extragere. Și vor merge să scape de lacte și să facă extragere. Dar înțeleg traderi care au răbdare și în final ajung la un rezultat foarte bun. Adică ei au răbdare și așteaptă lactul, după și cresc în sus. Dar sunt traderi care, de exemplu, chiar și bai mai mult traderi care au avut tranzacții de sell, îmi pare mesele de pe undeva de pe aici, sell de unde au găsit sell, și o mergi pe bai și ca undeva pe ori aici în corecția asta, când am mers cu corecția, da, bai mai mult corecția, da, au închis toate tranzacțiile și în profitul fost. El avea posibilitatea să aștepte și în final sell încă nu aveți pe profit, dar aveți mediență și aveți fișă profit. Numai că asta costă ce? Timp. Dar tipul ăsta sunt traderi care nu au costă nimic, dar sunt traderi care nu are dreptare. Nu există la stres. Da, și evident trader începător, primul lact e cel mai greu. Asult, slăbiești, eu asta merg mult la primul lact, nu sunt dormit. Eu am avut, eu nu vreau să trag nimeni pe ce am trecut la nivel de lact. Nu e greu să treci primul lact, mă lăs că nu ai sprijin și faci din capul tău. Cum crezi? Dar toți trec prin asta, asta nu credeți că greu. Și fiecare crede că numai el trece. Da, asta e de acord. Dar asta te călește. Asta te face ca tu pe viitor să fii mult mai puternic pe piață. Deja din orice situație ajungi, eu sunt sigur pe mine că din orice situație pe piață, eu pot să ies în final de în profit sau în zero. Da? Asta îmi dă mie posibilități ca să controleze riscul la un nivel foarte mare. Eu nu pot să vorbesc de piața de capital, nu pot să vorbesc de găpuri, găpurile nu le poți controla. Nu poți să vorbesc de, nu știu, o criză, asta sunt niște riscuri care noi toți le avem. Dar la nivel de piață, aici deja se poate ieși din orice situație. Mă duc piața voluntară, acolo e lentă, e până, se mișcă, acolo în orice situație. Piața de mărfă, natural cazul este mai așa, mai rapidă și îmi dă emoții mai mari. Adică atât depinde de trader. Timpul cât îl are el, ce scopuri are, asta sunt foarte important, ceea ce spune toți managerii care spun la etapă.
ce doriți de asta de mine? Așa, restul, eu de exemplu, tot timpul aș te uite piață, cum să se întoarcă înapoi? Și chiar dacă s-o deschis de aici un bar, de vârful bar, e oricum să se întoarcă înapoi. Nu poate să se întoarcă înapoi, mai ales tot timpul știți pe bai. Tot timpul tranzacțiile pe bai deschise, ele nu sunt periculoase. Tranzacțiile pe sale sunt periculoase. Dacă vorbim pe perioada lungă, lungă de timp, tot practic tinde să crească. Tot tinde să crească, ca orice instrument care ne-a stăluat, el tot timpul încearcă să ne spun pe maxim istorice. Tranzacții de sale, că petrol acum e periculos să lăși un sale. Să deschizi un sale și să-l lăși. Asta e periculos. El poate să cadă înapoi peste ani, mulți ani de zile. Fix așa cum pe natural gaz ar fi periculos un sel din lăsat pe pe jos și mai sus. Adică sunt, sau pe SPC sunt, să lăsăm jos pe sel, da? Asta e ceva periculos, viața de capital. De regulă, și traderii toți se devine separă, sunt traderii care iubesc mult pe buy să meargă, sunt traderii care iubesc mult pe sell să meargă. Sell-ul e mai interesant pentru toți. De ce sell-ul e mai interesant? Tot timpul e mai abrupt. Depinde și de trend. Dacă e un trend de creștere, sell-ul, de fapt, nu, eu vorbesc chiar de trend. Ceva iubesc mai mult trend de crescători și neva trend iubesc trend de crescători. Sunt trenduri care din natura lor mai mult vor să schidă bani. Chiar și când trend de crescători îi caută bani. Sunt trenduri care caută mai mult sell. De ce e mai mult sell? De ce tot iubesc mai mult sell? De ce cauză? Sell tot timpul e mai abrupt. Trendurile de crescătoare tot timpul sunt mai în jos. Trendurile de crescătoare sunt mai lente. Și toți iubesc repede să facă bani. Omul nu e așa trebuie să facă nimic. Repede să faci mult. Și anume, în mare parte, 70% tot sunt sell. Dar știți că sell-urile sunt mai periculoase. Depinde de situație, depinde de instrument. Eu, în general, vorbesc. Buyer-urile știți că buyer-ul tot timpul piața va tinde să rumpe. Ca sell nu e periculos pe natural, pe gold. Da? El, cam, el gold-ul e într-un flăt, ca să le așa. Dar, da, acolo e slide în ajung fără parășură. Ce spuneți că poți să fie tot și o cădere? De ce? Din cauza fiindcă aici trebuie să formez o figură tehnică și la nivel, da, de experiență, de simțire, că el nu poate să... Dar se formează acum o figură. Da, dar figura, în primul rând, are nevoie de figura. Deci, el nu poate să comprioadă când schimbă mișcarea din dele. El nu schimbă așa, aici o figură micuță și sus. El face o figură mai mare. Mai vizibilă, da, mai e cum aici, da, e că face cu cap cum e așa, mai puternic și el oscilează un pic, el poate să facă un fluier, e că așa, așa îi pornească în bani. Adică el nu poate brusc pornească în bani. Asta zic, cum e că faci un fluier, nu poate din fluier, dar aici vom vedea, fluier de aici, micuț? Nu, chiar să continui tot o perioadă, fără de fluier, dar să faci bani, nu poate. Ar fi, dar foarte slab. Adică cine care e natural gazul, el nu iubește așa. El e liniștit, da, el are moment de, el e instrument în general de OCD față de toate. El merge, el îl iubesc tare, de atât că el face, merge foarte bine tehnic în chip în tren. Adică el face corecții, face impuls, corecții foarte micuți, impuls, corecții micuți, impuls, fix așa crescătorul pot aici. Dacă îți dați cașul, fix așa să-i impuls, hop, hop, hop. Și el e tehnică interesant, dar are că numai fundamental și Gazpromul, Rusia, e joacă, e foarte mult. E așa de mult manipulează, fiindcă e, aici e un fel de bitcoin numai pe piața dumneavoastră. Adică el își permit o companie, asta e un monopol în mare parte, când o companie sau o personalitate are influență mai mult de 50% pe piață. Asta e periculos. Deci e, ceva e plăcut, nu e plăcut, el ies pe piață și declară ceva. Numai că evident asta nu e bitcoinul care îți fac mii de puncte, încă e în limită și noi ne putem. Chiar dacă e cum situația care a fost acum pe natural gaz creștere, după care jos gap-ul, noi ne-am asigurat, acolo au fost câteva puncte, 200 de puncte, am sell, ne-am recuperat înapoi, am ieșit din piață. Nu e atât de periculos 200 de puncte, dacă faci 10.000 de puncte, acolo e altă. Ok, întrebări, mai sunt? Ce e pozitiv? Lacră e pozitiv atunci când puneți în lacră un profit. Și asta este o metodă foarte bună de a ieși de lacră. Atunci când, de exemplu, aveți că așa, bai, se duce de-a jos, da? Și bai să-l mai jos. Dar chiar și așa tot îi spate la pozitiv. De ce? Dacă să-l mai mare decât bai? Să-l în profit aici, de exemplu, da? Adică să-l... Depinde dacă scoți ceva și număr de rost, nu știu atât poate fi acolo. Nu, eu merg pe momentul care. Dacă e pozitiv, mi-aș trebui eu trebuie să aveți în vedere, dar eu folosesc dacă e pozitiv în felul următor. Eu am tranzacții de lacă. El, într-adevăr, ele se egalează la pealta, adică minus 1000, minus 500 de lacă. De exemplu, aici am să-l am 1000 de dolari plus, adică bai 1000 minus 1500.
Acum eu cum vreau să slide în pozitiv? Eu aici deschid tranzacții de bani. Neștiind, știind cu Fibonacci corecția mea, deschid tranzacții de bani, la BioDot se plasează stop loss și eu deja am baiul ăsta liber și anume am pus în, în lacăt, am pus $1,000. Asta este lacăt, nu, asta în lacăt de lacăt pozitiv. Stop, eu ce să mă complic mai mare. Da. Lacăt pozitiv e simplu. De exemplu, am deschis un sau, sau da, eu s-a dus în profit. Eu încep corecția și eu deschid de ceva. Dar eu nu știu cum ești de lacăt asta. Sunt interesant. Da, asta e... Dar asta e la pe pozitiv. Pentru ce trebuie să folosesc la pe pozitiv? Pentru două metode. Pentru a face loturi și pentru bani. Deschidem bai. Noi corecția știm cu ajutorul Fibonacci, pe unde poate să crească, corect? Da. Dar evident că o știm nivelile, dar nu știm... nu știm pe unde poate să crească. Da. Da, adică noi știm 2, 23, 6, 10. Acum trader ce faci? Folosește și lacă cu deschide bai, el pune în lacă, pune $1,000. În primul rând, asta pentru traderii care vor așa să închidă său. Dar mai bine intră în lacă pozitiv, să faci un lot pe bai, bai o să crească în profit, în corecție, sau să crească 50 și să o crească jos. Acum, el cumulativ tot $1,000 are. De exemplu, închideți baiul plus 400, sălui plus 600, deja ați plus 400 în profit și deschideți arsă. Și noi asta ați făcut profit pe corecție fără a avea careva riscuri. Chiar dacă îl duci în jos, dacă îl duci în jos, oricum e $1,000. Adică n-ați dacă îl închide tot $1,000. Adică asta este un moment. Da, ele merg în acești. Fii să-și abacă, numai pozitiv. Numai trebuie să-și abacă, numai pozitiv. Dar despre asta se facă? Da. Nu. No, aici e foarte simplu. Noi sunt lacturi repartizați de mai multe tipuri. Sunt lacturi mari, micuri. Aici de gata să folosești o lacturi micuri. De exemplu, e lacăt care e minus, de exemplu, $300. Nu e lacăt mare, 30 de puncte. Și eu văd corecția mea, e 30 de puncte, asta e până la nivelul, de exemplu, 38 și băi. 30 de puncte. Eu pot să folosesc lacăt pozitiv, să deschid un bai aici. La bai, dați spune un stop loss obligatoriu. Eu pot schimba un bai și eu știu dacă baiul meu crește până nivelul ăsta, el mi-a acoperit mie minusul dat, sau până, de exemplu, da? Da. Și eu pot în cazul dat să închid toate tranzacțiile, pentru a-i șerii pe jur de lac, dacă o să-l lăsc pe gază lumea cu tine. Sau pot să-l lăsc baiul meu să-l cresc în sus, să văd că ajunge jos, închid, fixez un profit, pot să închid aici și baiul meu de sus, aici sunt mai multe metode de așa. Dar anume, logica e felul următor, că eu creșterea dată, tot să profit, sau asta e metoda medie. Asta e mediază. Și stop-loss-ul ăla puneți fix sub punctul minim. Chiar vreo 5 puncte, nu mai are tare. 5 puncte, 10 puncte, îl puneți sub punctul minim a corecției date. Un moment, dacă se mai poate să... Rar se întâmplă. El când face, de exemplu, când se schimbă corecția, dacă e un curs puternic, el putem să face, face ca un vârf două. Și dacă face un ciocan, evident, puneți mai jos de ciocan puneți sub stop-loss. Deci, în regulă, asta nu e atât. Dacă lactul e mare, prima metodă este metoda medie. Îi aduc să dau, să până să vede figura de schimb. Când se vede figura de schimb, merge metoda mediere sau tot al lactului pozitiv se poate folosi. Lactul pozitiv asta e fără risc. Adică, ca să știți că eu oricum să am un profit acolo care e mare. Dar oricum, iarăși, ce înseamnă fără risc? De exemplu, care e sensul, de exemplu, ați schis bani de aici, ați schis său de aici, da? Și ați scăpat baiul ăsta în jos, nu e cea mai bine spune un stop-loss pozitiv, dar ați lăsat și ați uitat de el sau n-ați fost la cuptor și dus în jos. Nu, da, puteți să-l închideți și aici, dar dacă nu era el, tranzacția să-l era în profit de mare. Adică n-ați să fie să-l fac el. Dar în final, oricum, e profit, mie nu-i minus, așa să tot îi fac. Ok, întrebări? Nu o să-l întrebări. Ok, noi dați închetele. Până atunci, Petrol l-am discutat, dați Petrol. Da. Dați închete, dați frate schimbă. Și Petrol l-am discutat. Și gol. Și gol. Foarte frumoasă aici, mă văd situații de Petrol. Apropo, nimic. Aici, anume aici, au apărut primul caz de Omicron în statul Petrol, dacă nu greșesc.
conectații cu micronul, aici era un nivel foarte tehnic al Fibonacci și ce se masă cu, practic, cu cap cum reversare. Aici vorbim cu ordinul de declarație. A fost primul din Africa de Sud. Da, inclusiv, da. Și anume, că a fost reacția cu micronul de piață. Acum aici s-a format o figură de schimb. Sau eu am văzut asta la început ca un triunghi. E că așa. Dar în final asta e figură de schimb, o cap cum e regăsat. Indiferent cum ați văzut oricum străbaterea punctului ăsta e confirmare pentru bani. Acum traderii au deschis relații de bani, el a făcut un impuls și evident o corecție. Corecția sa e poate fi laterală, cum și-am spus, primul, după primul impuls, corecția e foarte micuță. Și el va să facă corecție ca să fie tot corecție, nu iarăși agnez și iarăși în bani. El are de crescut foarte mult tehnic, dați-mi de mine. Da, aici dacă sunim cu crescătorul, se crește că așa mă trebuie crescător. E că asta e corecția care eu m-am așteptat, dar puneți-mi bă în acea crescătorul, în acea crescătorul, în acea crescătorul. A străbătut și 100, aproape de 100 a ajuns, cu umbra dată. Nu, aici a fost prima, practic era așa o figură de schimb, gata, bare. Nu a fost, a fost ca influența omicronului și mai departe, el trebuie să iasă cu tel mai bine. Deci ne-a spus cum azi. Nu a străbătut punctul 0 și dacă nu este două puncte, aici două spunește, întâlnă crescător. Eu nu neg faptul că el poate să formeze un trend deja când era mult mai adus trend. Trendul era așa. Acum un trend așa mai încetșor acum și el încetșor astfel să crească, să vedem deja ce se formează. Dar deja bai mai departe până la nivelul dat. Nu cu totul mai cu ultimii. Trebuie să ia foc o pec ca să înțeleg. Da, trebuie să ia o pec cu ceva. Nu, dacă ia foc tot acolo. Ah, dacă ia foc. Poate să ia lasă la penal. Ori ceva, bro, COVID, bro, sau ceva, bro. Aveți nevoie de fix, bine? Da, asta au și colegi. Pe legat din natural gaz, el poate să mai scadă. Da, eu... Și după aia, pentru că eu am un sel de la prețul premier și l-am luat de iunie. Și nu l-am închis. Și aștept, adică, imediat, acum am și bani și sel acolo, e tare de asta. Nu, acum trebuie să așteptați, primim de la pixel. Da, da, nu acolo. El aici încă trebuie să mai coboare. El a să facă o corecție, a să stupi găpătat, să scoboare. El, dar o căzătură să fie cu Fibonacci expansiune, puteți să măsura. El nu a să fie așa de mare, a să fie mai micuță. Și în ceci ori, atât că el face, trei de primesc asta ceașă. Da, el se duce așa face în ceva. Da. El nu fix cum a făcut aici. El va face... De ce aș spun că eu trebuie să ne fac un impuls? Sau două, fiindcă el nu poate schimbi brusc tendința, fiindcă asta ar fi, brusc poate fi doar fundamental. Nu la, ca să înțelegi, un, nu cum trebuie, dar o declarație, că dați seama, atac, Doamne ferește, că iarăși asta este un moment care iar nu știi ce mi-e cu toate capii, am 80 de ani, și din ce dar noi suntem tineri, nu trebuie. De un război, Doamne ferește, da? Sau de o ceva, atunci poate brusc să înnoiască, da? Nu, conducta dată era clar că brusca se cea, pentru că e o conductă care poate alimenta o bună parte din Europa, da? E o conductă care are capacitate de vreo 90 de milioane de metri de ăștia, da? Adică e o capacitate foarte mare. Dar acum el deja în toată acea dată se fac sub formă de o... Hai că așa se numește, se numește ceasă. Adică el face așa. O, o, și îl duce în sus. Nu? În mare parte, eu tot aștept el mai departe în baie, fiindcă eu tot am la baie cu tipii ce scris. Așteptăm, am și săluri imediate, așteptăm el să ajungă la un punct, formează figură, noi trebuie să mergem tehnică aici. Adică, ipoteză, presupuneri, ele nu merg. Ele merg pentru noi, că noi vreți să ținem mai bine, credem că așa să fie. Da, balestrele care au săl, vor ca pe să ducă în săl și vede tot de săl. Adică lui tot îi se pare că acolo ducă în săl și uneori vine și parcă cer cu dânsul, îi spui că acolo nu e de sel, dar el spune că e sel și gata. De ce? Pentru că are nevoie de sel. Dar dacă spui că sel va pe ieși, nu trebuie. O, da. Nu ești, nu ești nebun, adică, trebuie să fii cât mai rei, de ce ești nevoie ca cineva să fie dintr-o parte să uite la trader. Asta e foarte important când persoana are o consultație dintr-o parte. Deci noi ca companie suntem puternici și facem, de dacă persoana are sprijin după când începe să tranzacționeze, pentru că fără sprijin,
atunci când ești decepător, poți face așa de multe greșeli și singur tine duci în eroare. De multe ori eu așa am făcut singur cu mine, mă ducem în eroare și când mă uitam în istorie, după ce sunt uitat în minus, în profit, cum am ieșit, am ieșit, uitam, dar de unde acolo tot transgresător de yourself, de unde yourself, tot ce îmi vaie din cursuri și frumos, așa, de yourself, de unde? Atunci îți formează impresia că e său și vezi figuri de schimb, vezi triunghiuri, vezi tărbi. Dar nu e acolo nimic, adică îți formează iluzii. De ce tu vrei asta? De ce trebuie să fii cât mai rece, e important traderul când e, ce înseamnă trader independent? Când el piața atât cum îl afectează, e emoționat, psihologic, el stă liniștit, el știe că ce se face asta, este, am toată lacta, așteptăm, mai deschid, el atunci el e trader independent, el atunci deja poți nu mai vii la oficiu, el e singur el, de acasă, vine odată o lună, două, nu mai salută, nu mai vede ce faci și mai departe. Sunt traderi care eu mi-am văzut luni de zile. Deci, ei stau în independență. Ei nu sunt, oi, minus ce se fac, da? Deci, el știe, pentru la că îți folosești metoda de ugări, stop loss-ul dacă trebuie, nu-l afectează, nu, nu, dacă este stop loss de repede, să respiți înapoi, tot eu fac psihologie. Și când ne-ați deveniți independenți emoțional, atunci ați fiți traderul și ala care din orice situație te înțeleșeți. Până atunci aveți nevoie de sprijinul vostru. Așa-i? Da. Bine. Dacă întrebări nu mai sunt, te-ați deschideri. Bucuros, văd persoanele care i-au